Deși aleg eu să rămân în Moldova și nu mă duc peste hotare să fac bani. Dragi prieteni, Moldova îmi place foarte, foarte mult. Eu vreau aici să mă dezvolt, să ajung un mic antreprenor și să mă conving pe mine și mintea mea că se poate și aici în Moldova, dragi prieteni. Chiar și dacă e mai greu, chiar și dacă îți complică, chiar și dacă îți pun bețe în roate, dar e posibil, dragi prieteni, și aici la Moldova. Vă doresc o zi bună și mersi că mă urmăriți, mersi că scriți un comentariu și mersi că tot timpul mă susțineți, chiar și dacă sunteți la sute de mii de kilometri de mine, vă mulțumesc că mă urmăriți. Vă doresc o zi bună și video urmează în continuare. Vă salut, dragi prieteni! Tot timpul primesc o întrebare la care vreau să vă dau azi răspuns. Întrebarea sună în felul următor. Deși, Ion, tu nu te duci peste hotare să lucrezi, să faci bani și să vii la Moldova. Tac, să mă gândesc 2 secunde, să vă dau un răspuns adecvat. Vreau să vă spun, nici Moldova îmi place tare mult. N-aș schimba-o chiar pe nici Anglia, nici Italia, nici Germania. Asta e în primul și în primul rând. La Germania, Italia, Anglia, acolo doar bani. Banii care ți-i dă, cât îți dă? 2, 3 mii, 5, 10 mii de euro pe lună ți-i dă? Ești bucuros că ți-ai luat Mercedes? Bravo, mă bucur pentru tine. Eu, dragi prieteni, nu am nici mașină, nici echipă în spatele meu, dar până la urmă a să mă stărui să încerc să fac ceva în folosul meu și în folosul la alți oameni. N-a să ne sprânească. Ceau, au revoar, Moldova și am plecat ori la Anglia, ori în orice țară. Dar până eu sunt la Moldova, a să încerc absolut tot ce îmi stă în puteri, chiar și dacă nu am echipă în spatele meu, chiar și dacă nu am mașină și mă cătui cu Peugeot-ul. Cu Peugeot-ul, dragi prieteni, eu glumesc. Și mă cătui cu Peugeot-ul. Permis am, a să ne iau și mașină cu timpul, și tăta și băghinești la Moldova. Asta e doar părerea mea. Dar voi care ați ales calea peste hotare, mă bucur și pentru voi, dragi prieteni, că am fost și eu în foarte multe țări și le-am lucrat și le-am călătorit și le-am, Doamne ferește, dar mai mult cu lucru, dragi prieteni, ca orice moldovan. Și cam asta este, dragi prieteni. Vreau să vă urez o zi bună, numai bine, și urmăriți-mă, uitați-vă și până la urmă am vrut să vă mai spun că cărțile și ele ieri care le-am dat gratis, le-am dat la 4 persoane diferite, sper că ei le vor citi și după asta o să le dea la prietenii lor ca să le citească și ei. Cam asta e, dragi prieteni, v-am pupat, v-am cuprins, atât s-a putut, numai bine și la revedere!